Zici că te-ai întors din Rusia, ești în sat de câțiva ani Da. și ai avut un conflict cu un vecin, probabil mai tânăr. Da, un vecin din trăiește poți să spui cu casa mea. Deci e chiar vecin-vecin. Ce l-a deranjat? L-a deranjat așa că i-am făcut observații să nu ducă gunoiul acolo unei sfârcuri de apă. Izvor, adică. Da. E izvorul care l-a făcut tata, nu mai există. Dar e sfârc de apă și foarte bună apă și ecologic nu-i frumos de dus gunoi acolo. Bine, și nu doar te-o înjurat, dar și te-o bătut, mă ating. Da, chiar m-a ajuns din urmă și cu, cum îi zice, roabă, oricum îi spune, Da, care da, au da. dus noi. Da, da, da. Cu aceea îmi spune că eu te uși de tot, cine ești tu, cine ești tu, ești primar, cine ești tu, să-mi faci mie, să-i spui tu mie așa ceva. Oho. Ia ca și cum, adică dacă un moșneag face observații, dar eu nu numai lui, eu fiecare care îl văd acolo, îi fac observații și altul spune. Mai mult Stiopanan spun aici, ori spune acolo și bolșe nepăptăriță. Da, asta așa de, nu știu cum să-l numesc, poate neadecvat nu-s cacaietă unii. Bun, și se ocupă de el organele? L-ai denunțat la poliție, la primărie? Da, da, da. Chiar de acolo de unde ședem eu, nu ședem, dar unii m-au bătut de acolo, am luat telefonul ăsta și am sunat la primar, la poliție și m-au ajutat alți băieți și m-au adus acasă. Ușurel și peste 15-20 de minute a venit poliția și au făcut actele de și eu dar nu eram nu transporta eu nici în ziua de azi zdrunșineala după bătaia și zdrunșineala mă supără tare, eu nu-s transportabil. Au venit ambulanța, oricum să-i zicem salvarea. Am vărsat venin. Deci au afectat organele interne, probabil, coastele. Coastele sau, nu știu, cerea, cred că venin am vărsat. Da, 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 da. Cerea Bun, de și la toate, maiură. Și toate astea le-au constatat medicii, nu doar de la ambulanță, dar probabil medicii ai fost și la raion, nu? Am fost la raion și am făcut rentgen. Da, da, da. Mi-a făcut rentgenul și a rămas la poliție, la... omul mi-a spus că ai nedești din mine, că te și cum scade. Și ea că au trecut timp? O trecut o lună de zile și eu nu... n-am... l-am rugat, al două săptămâni în urmă, l-am rugat să-mi aducă actele... cum să zic ele? Expertiza medicală? Nu duplicat, dar originală. De la medici? Da, să-mi aduc tot și eu o spus că medicul atunci, traumatologul, nu era la moment. Și eu tare greu, în cârjă, așa, tare greu mi-a pus. Și nu sunt nici în, la ora actuală, nu sunt originalurile de rentgen. Dar dacă scoastele rupte, asta a s-a rece peste o jumătate de ani, eu le-am spus lui. Dar în spital n-ai stat internat. Dar pentru ce? Salvarea m-a înfășurat cum i-a rugat, dacă eu Nu, la internat n-am stat. Dar nu ți-o propus.
Dar de ce? Eu zic, haide, dar zic, înapoi, cine a să mă aducă? Da, este suie în rutieră. Dar și te-o... hai, băieți, zic, hai să nu cumim. Te-o dus la raion oameni din sat, nu ambulanța din raion? Sau aveți ambulanță în sat? Nu, m-a dus mă primarul. Ah, și ai vrut tot cu primarul înapoi. Da, și am venit cu primarul înapoi. Cu primarul m-a... El m-a dus, cum ne-am... și acolo el a organizat să trec mai... Dar pe așa departe, așa departe e Kruglik de Criuleni? Nu, 12 km. Ai mai fi prins mă ta o mașină dacă stăteai uleacă la spital, dar acum te chinui singur acasă, nu? Mă chinui, dar păi ce să fac, dacă nea nu ne scade zdrunșineală. De acord. Domnul Oleg, nu ne scade zdrunșineală. Ai mai avut conflicte cu agresorul, cu vecinul sau nu v-ați mai văzut de atunci? Îl evit și te evită. Nu, nu l-am văzut și nici nu m-a văzut. El a vrut să activeze, să mustrieze pe băieții cei care m-au adus acasă, care m-au ajutat. Da, de ce, mă rog? O trebuie să te lași acolo să mori, da? Sau ce? Da, dar eu încă l-am rugat al pe dânsul. Pe dânsul, întoarce înapoi și ajută-mă să mă duci acasă. Și el m-a lăsat ca pe un câine. Pe dâns l-am rugat al. Andrei, întoarce înapoi și ajută-mă că eu nu mă pot duce acasă. Și acum ce pedeapsă aștept să-i se dea? Lui? Dar păi eu, conform legii... Am înțeles, conform legii. Da. Bun, și, măcar de la ramenda că ducea gunoiul. Glumiți dumneavoastră ca ăsta doctorii când au venit doctorii și zic eu am niște ghin de cu samagon. Spun că ei m-au înfășurat cu un prosop și să stau strâns. Vă da prostilor. Mulțumesc, dar eu zic am niște samagon cu făcut acolo niște leacuri și să le pun, dar el zice unii înăuntru, dar eu zic hai lasă-o mai. Să pun aici ea la piept, poate ea trece mai bine. Fiecare cu gluma lui. Da. Matalii, ți-e greu să râzi acum cu durere în coaste, dar râsul e sănătos de regulă. Sperăm să facă dreptate conform legii și mulțumim că ai grijă de mediul sănătos, de apele de suprafață, că cam poluate toate și din cauza neglijenței și din cauza agriculturii intensive pe timp sovietic, dar și acum ați folosesc tot felul de chimicale în industrie, în agricultură. Și ea că nu mai avem izvoare sănătoase. Da, da. Ea că de acord cu dumneavoastră, eu și primarul tot așa zici că ca cetățean civil, că ai procedat... Corect. Da. Nu știu ce să-i faci la un om, ei, să nimeri altul, dar s-o mai nimerit, dar s-o cerut iertare și mai mult nu-i văd. Dar eu ce să fac dacă sunt la margine aici, eu am trecătoare și am o bucățică de pământ și peste râpă. Și dacă l-ai văzut în flagrant, nu poți staci complice, zici bună ziua, dar Doamne ajută. Dar nu pot eu răbda, corect, Oleg, bravo, nu bravo. Nu pot eu răbda când faci murdărie sub gardul meu. Corect. Și chiar dacă e râu comun, spațiu public, tot e ilegal, pentru că ne afectează ecologia proastă, pe toți ne afectează, sănătatea tuturor, apele poluate, le bem toți. Sigur, 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 îți de acord. Solul, aerul, cum dau foc la frunze, la gunoaie, la mirește. E, asta e, nu știu, eu nu știu, eu mi-o mi-a revenit o leacă și am să mă duc, dacă... la Petru Rare și acolo unii cu narcologia, cu care prind cu biețâjii, unii vai să-mi facă încă o dată, dacă nu vrea să-mi dăie
La Corolenco, la originalurile. Corolenco, la Chișinău, că nu e departe Chișinău de Mata. La Corolenco, acolo e expertiza medico-legală. Sunt și acolo Trebuie să medici ne corupți, incompetenți, dar la Corolenco trebuie să duci la Malina Mică, lângă Spitalul Republican, în deal, acolo, lângă unitatea militară. Mala Melina. Da. Da, unii. Și oricum, insistă la polițiști să facă anchetă corectă și trimite dosarul în judecată. Eu cred că e dosar penal, că pagubile sunt mari. Și... Na, să vedem ce or face. Măcar o amendă să-i aplice, să o simtă și altă dată nu mai sară, la Mata sau la alții. Păi bine, dar O amendă pentru gunoi și alta pentru huliganism, pentru agresiune. ei poate pune amende în caz când lehie chilesnei să dai eu am o lună de zile. Dacă Poate erai pune internat, avea să fie poate pagube mai mari. Dacă nu te-ai internat, poate să zică că nu te-a afectat deloc. Cât te strângi mătaca aia, cât te doare. Nu te mai doare, dacă te durea, vei sta în spital. Așa, așa e legea, așa e legea la noi, spune să curgă sânge, să stai mâna, dacă nu-i tăiată mâna, dacă n-ai rămas fără un picior, pagubele sunt neînsemnate. Și o să-i dea o amendă. Dar măcar o amendă să-i dea și tot l-ar durea. Că amenzile sunt mari acum. Păi bine, bine, dar eu și în prima mi-am păstrat sănătatea și vreau să păstrez. Nu m-a zdrunșinat, nu m-a, băieții m-au adus, m-am așezat, au venit polițistul și au făcut protocoalele, au venit ambulanța și m-au văzut în ce stare și am să mă duc să văd, să trec UZI, rentgen încă o dată și Da, așa mai corect, ai departe. grijă de sănătate și produ Da. documente, probe. Adună probe originale sau copii, că toate o să-ți folosească pe viitor și luptă pentru dreptate. Noi suntem alături și o să venim la judecăți, o să monitorizăm, măcar așa, interviuri la distanță, o să facem că suntem de parte și ea în pandemic. Dar ținem legătura și apărăm oamenii, mai ales care apără și ei drepturile omului, mediul sănătos. Să ne vedem bine, să ajute, poate vă dați să termina prostiile astea, nu trebuie acolo să aruncăm bălegară unii, viața am crescut și este sfârdeal. De acord. Mulțumesc. Mulțumesc.